Cioiu. Își cheamă întreaga echipă în propriul cărău la acest corner. Iată și raportul loviturilor de la Colț. 4-1 în favoarea Pandurilor. Capul lui Matulevicius este respins de Stâncioiu și vine al cincilea corner al celor de la Panduri. Asediul continuă la poarta Ardelenilor, care până acum însă rezistă și puteau să aibă chiar avantaj mai mare de 2 goluri. Încă o centrare a lui Nicoară în 6 metri, ocazie uriașă a lui Erico da Silva, care din marginea careului mic s-a înălțat imperial, a plutit peste toată apărarea celor de la ASEA și a reluat cu capul. Însă această veșnică problemă a Pandurilor, cel puțin în această seară, nu găsesc cadrul porții lui Stâncioiu. Încă o dată foarte bună centrare a lui Viorel Nicoară.